Salutare tuturor și bine v-am găsit pe Transalpina, oameni buni. Sunt în vacanță, într-o vacanță bine meritată, aș putea să zic. După o grămadă de facultate și o grămadă de chin, am luat și o vacanță. Domne, să fie vacanță! Am fost 5 zile la mare, am fost la Eforie Nord, cazați. Inițial am stat acolo, după care am mai plecat și pe la Mamaia, am fost și pe la aquaparkul ăla de la Mamaia, am uitat cum îi zice. Și acum, imediat după ce am ajuns în București, mi-am făcut bagajul și am plecat la munte, în Vama Buzăului, împreună cu family care e acolo pe fundal, împreună cu corturile noastre. Am venit aici la Transalpina, oameni buni, e un peisaj minunat, e relaxarea aceea pe care eu mi-o doresc. Peisajul acesta, oameni buni, nu l-am în spatele calculatorului, deci nu îl am. Nu am mai apucat să mai fac niciun videoclip pentru că nu prea e semnal. Aici am reușit să prind și o antenă ceva mai acolo. E antenă și e semnal mult mai bun. Videouri am să încerc când ajung acasă, luni am să încerc să filmez toată ziua, nu știu, 2-3 videoclipuri, 4 videoclipuri, câte reușesc să și editez, ca să și postez. Și marți plecăm la muncă, plecăm la Bragadiru, plecăm la țară, că mai avem și alte treburi. După aia mai trecem pe la Zimnicea, deci o să fie o abrambureală pentru mine, din păcate, în perioada aceasta, până pe, nu știu, spre sfârșitul septembrie, nu pot promite nimic. Nu pot promite că, domne, o să mai fac videouri, că o să mai postez în fiecare zi. Pe 1 octombrie încep și eu facultatea, așa că 100% de la 1 octombrie o să începem. Mi se aud oameni. E fain aici, e foarte fain. Așa, de la 1 octombrie când încep facultatea, 100% o să încep să postez regulat, deci o să încep să postez în fiecare zi, pentru că o să fiu din nou la București, o să se termine vacanța, după aia gata distracția. Dar acum deocamdată mă bucur și eu de această vacanță. Dacă vreți eventual să mai facem așa cât un mic vlog, să mai dau un mic check-in, să vă zic pe unde sunt, putem să facem și asta. Sper că mă înțelegeți și pe mine, și eu ca și voi trebuie să am și eu vacanță în care să nu fac nimic altceva. Am avut vacanță că am plecat și în Germania, vai, deci a fost o vacanță incredibilă. Până acum a fost o vacanță incredibilă. Am fost în Germania, am fost la mare, acum am fost la munte, după aia o să mă duc la țară. La țară e un pic mai nașpa, că e muncă. Da, o să fie interesant și acolo. Dar bine, vă mulțumesc de înțelegere și vă pup. Și sper să ne vedem cât mai curând și să nu dispară toată populația de pe acest canal încă o dată. Pa, pa!